începem clipul ăsta cu niște rugăminți foarte aprinse, așa, către zeul soarelui sau al vântului sau care vrea ei din zei ăștia să mă lase și pe mine să filmez și să nu mai tot vânturile noi aia care se plimbă așa peste soare și îmi flutură mie lumina. Și îmi pare rău dacă o să vedeți pe parcursul clipului că ba se închide, ba se deschide lumina, dar este o vreme absolut imposibilă. But whatever, eu sunt astăzi aici prezentă să vă arăt ce chestii mi-am cumpărat, pentru că da, mi-am făcut declutter-ul și normal. Am făcut un picuț de spațiu în șifonier și ce am zis? Hai să repar problema și să umplu spațiul ăla, și așa că am fost și am făcut câteva cumpărături în ultima vreme și am zis să vă arăt și vouă ce am cumpărat, așa că aveam un fashion haul azi. Fără să mai bate în câmpii prea mult, o să începem cu singurul articol pe care îl am de la H&M, pe care nici nu știu dacă o să-l provez pentru voi, dar cred că vă faceți o idee. Este o rochie foarte lungă pe care am luat-o la începutul primăverii. Asta este cea mai veche, cel mai vechi articol. Asta este cel mai vechi articol dintre toate. Am luat-o pe la începutul primăverii pentru că am prins-o la reducere. Este o rochie pe care eu o pândesc de mulți ani. Nu știu, cred că de 2-3 ani o pândesc. Și o tot văd site la H&M și era undeva la 300 și ceva de lei. Acum, aș da 300 și ceva de lei pe o rochie, dar îmi dau seama că eu n-am să port foarte mult rochia asta, poate pentru niște poze, poate pentru un mers la mare. Asta apropo de acel ROI de care vă spuneam în clipul ăla cu garderoba sau în care clip, într-un clip vorbeam despre treaba asta cu ROI-ul. Și da, este o rochie foarte frumoasă de altfel, îmi place foarte mult, dar că mi-am dat seama că nu o să am atâtea ocazii să o port și de aia nu merita să dau aproape 500 de lei pe ea. Dar am prins-o la reducere, am dat, nu știu, vreo 100 și un pic de lei pe ea și îmi place foarte tare. Motivul pentru care v-am zis, nu știu dacă o să o probez, dacă o să o vedeți probată, o să încerc, dar să vedem dacă-mi iese, este că am constatat că am rămas fără bubiz. Da, eu, care înainte mă plângeam că vai cât sunt de mari, am constatat că am rămas fără ele. Și trebuie să o duc la modificat, trebuie să o duc la croitor, să mi-o strângă puțin în lateral, are niște pense fixe aici, așa, la cupă, cum ar veni, și să o mai strângă puțin, să-mi strângă puțin cupele. În rest, ea este foarte frumoasă, rochia asta, are brăteluțe din astea de tip spaghetti și în spate este cu un X, vine așa un X pe spate și dacă îmi strânge cupele, cum intenționez eu să mi le strângă, sau aici în față, nu știu cum ar trebui strânsă cumva, o să stea foarte bine și pot să o port fără sutien. Dar da, este foarte drăguță. N-am vrut să o returnez pentru că îmi place foarte mult și eram convinsă că nu mai prind la prețul ăsta. Și are așa un model floral, după cum vedeți, nu știu, nici nu știu să vă zic ce flori are. Și sunt și niște, parcă erau niște rândunici pe aici pe undeva, sau am visat eu. Da, uite-le, sunt rândunici, nu știu ce Dumnezeu, niște chestii pe aici. Dar e foarte drăguță și îmi plac culorile, sunt genul meu de culori. Și e foarte, foarte dulce așa rochița asta. Apoi, am o bluză de la Ana Sofia. Asta este un site de pe care eu mai comand din când în când, v-am mai zis, mai am diverse rochițe și cămașa aia lila pe care o port foarte des în clipul și pe care o știți și pe care o iubesc foarte mult și voi o iubiți și de fiecare dată mă întrebați de unde este, este de pe Ana Sofia și am văzut bluza asta, venea cu fundal alb și cu fundal negru și cum știți mi-e plac mai mult tiparele florale pe fundal alb, am luat-o pe asta și este practic sora celei lila, doar că pe alb și cu tipare și mai are niște năsturi așa aici, foarte drăgălași și la mâneci mai are năsturași, bine că avea și aia, doar că i-a dispărut, i-au dispărut năstura și la asta l-a spălat. Așa, și asta are și un buzunarel așa. Materialele sunt diferite, dar croiala este aceeași și îmi place foarte tare. Asta mi s-a părut că, în ciuda faptului că are verde ăsta așa cu kaki, mi s-a părut foarte drăguț tiparul și m-am gândit că cu pantalonii ăștia albi pe care am pe mine, nu știu dacă voi vedeți, am niște pantaloni albi pe mine, cu pantalonii ăștia o să se vadă foarte frumos și foarte drăguț. Și poate să fie așa, o genul ăla de piesă care dă un pic de, nu știu, de spicy la la garderobă, la ținută, pardon. Așa, tot de pe Ana Sofia mi-am luat și un set de kimono cu cămașă de noapte și motivul pentru care l-am luat este că
avea berze, nu știu dacă observați, dar există niște berze, niște cocostârci, nu știu, ceva aici, niște păsărele, din astea foarte drăguțe, tot așa pe mov. În cazul în care nu ați observat, există o tematică așa, în holul ăsta și mi s-a părut că arată foarte frumos. Adică, nu știu, în general încep să mă feresc, cel puțin pentru ce înseamnă piesele astea de purtat, pijamale de noapte și așa, încerc să mă feresc de chestii cu printuri, gata, am terminat, am renunțat la printuri, am renunțat la chestii pufoase și încep să-mi fac așa un fel de garderobă din asta de noapte și mă feresc de printuri sau de tipare sau de tot felul de chestii din astea, dar astea mi s-au părut drăguțe și mi se pare că arată și altfel, adică sunt și altceva, nu vezi în fiecare zi berze, dar da, sunt foarte drăgălașe. Și de ce am vrut să vă arăt, nu neapărat că să vedeți asta, ci pentru că am văzut că pe Ana Sofia au început să aducă din ce în ce mai multe pijamale și chestii din astea care sunt din satin ca și asta și arată foarte bine și sunt foarte drăguțe, cred că vă interesează. Apoi, de la New Yorker, am această bluză pe care am purtat-o în clipul meu de comeback, ăla pe care l-am postat când v-am povestit ce și cum și ce s-a întâmplat și de ce am luat pauză de la YouTube și v-a plăcut la nebunie. Știu, este vorba în primul rând de culoare, care îmi place și mie foarte mult și este una din culorile care mi se potrivesc foarte, foarte bine și e una din culorile mele preferate. Mov ăsta așa lila, este super. Pe lângă asta este vorba și de bluză în sine. Este un picuț mai decoltată decât pot eu în general, dar nu e o problemă. Și are așa marginile astea dantelate foarte frumoasă, ea fiind toată din dantelă și cu mânecile numai din dantelă. Pe bluză, adică pe bust, există un lining, adică există o fel de căptușală, dacă vreți să-i zicem, ca să nu fie chiar atât de transparentă, pentru că mai am eu una care e super transparentă, adică e doar dantela. Așa este foarte drăguță, dar asta are liningul ăsta și e puțin mai safe, așa. Dar m-am gândit asta în mod special, nu neapărat să o port, dacă ar fi să o port la birou sau undeva, n-aș purta-o neapărat de una singură, ci cu un sacou peste sau cu ceva peste, știți, ca să accentueze cumva zona asta de aici, fără să las la vedere mâinile sau, mă rog, restul bluzei. Așa. Încă două bluze de la Ana Sofia sunt noile tricouri către care tind eu, chiar dacă sunt pe gât. Sunt niște tricouri, practic, din material de bluză, nu sunt materialul ăla de tricou și le face cumva mai elegante. Adică v-am zis că și eu, chiar dacă am tendința asta de mulți ani, chiar și acum încerc să-mi rafinez garderoba și încerc să-mi iau lucruri care să arate puțin diferit, să nu mai arate așa banal. Iar tricourile sunt niște piese care sunt banale, sunt utile, e bine să le avem acolo, e bine să avem câteva tricouri puse deoparte, mai ales albe, dacă se poate și, cum am zis, întotdeauna cu gulerul în V, pentru că vă ajută foarte mult. Dar genul ăsta de tricouri, practic, din material, altfel, arată mai bine, sunt mai elegante, arată altfel, nu știu, mie îmi plac mai mult și se aranjează altfel, nu știu, stau altfel pe tine, pur și simplu. Și mi-am luat două, există, sunt de la New Yorker, nu știu dacă v-am zis, și sunt și pe negru, și pe alb, și pe verde, și pe nu mai știu ce culoare, găsește mai multe culori, dar eu mi-am luat bleu și bej ca să fie, așa că astea iarăși sunt foarte bune de purtat cu sacouri sau cu o geacă peste când e mai rece. Apoi, o piesă foarte interesantă. Am fost la Pitești, by the way, într-o zi. Am dat o fugă până la Pitești și pentru că am rămas în mall la Pitești, am zis să văd ce e acolo, în mall. Unde-i Carrefour-ul? Că mall-ul nu a fost unde-i mall-ul mare, ci unde-i Carrefour-ul. Nici nu știu cum îi zice la Carrefour-ul ăla. În fine, whatever. Și am trecut pe acolo prin mai multe magazine. Și am găsit un magazin acolo care se numește Diferit. Acum, habar n-am ce-i cu magazinul ăsta, bănuiesc că nu este un lanț sau ceva, este doar în Pitești sau dacă este lanț, ok, poate mai bine. Dar am găsit mai multe piese interesante acolo, printre care această rochie de tip sacou. Este o rochie de tip sacou și după cum vedeți, partea ei fun este că în față
fusta este jumătate plisată și arată foarte interesant, adică are așa o alură foarte interesantă. O aveau și pe varianta fără mâneci, dar mi s-a părut mai elegantă și mai drăguță varianta asta cu mânecile 3 sferturi, arată mai bine. Și prețul ei, văd că a fost 280 de lei și este un material din ăsta așa de sacou, nu știu cum să vă zic, un sacou subțire așa. Dar e foarte drăguță și îmi place și culoarea foarte tare. Singura chestie este că, o să vă arăt când o probez, singura chestie este că mi se pare că aici, în zona asta, sunt prea multe elemente. În sensul că am și nasturi, am și buzunarele, care chiar dacă nu sunt fix pe centru, se văd, am și zona asta plisată și mai este și cureaua asta, știți? Pe mine mă bătea gândul să fac o nefăcută și să-i scot găicile de pentru... pentru curea și să nu-i pun cureaua, să o las fără curea, știți? Mi se pare că e mai simplu așa, că sunt suficiente elemente aici, adică am nasturi, am astea și am și pliurile. Mi se pare că sunt suficiente elemente care să atragă atenția în zona asta, nu mai am nevoie și de curea, adică mi se pare puțin în plus cureaua, dar asta nu e o problemă. Spuneți-mi și voi în comentarii cum vi se pare, cam, cum credeți, trebuie să dau jos cureaua sau să o păstrez. Da, mi s-a părut foarte simpatică combinația asta și destul de îndrăzneață, deși e safe în sensul că nu se vede nimic, nu este nimic supraexpus, se vede. Iarăși o chestie pe care tot așa aș vrea să o comentați voi dacă s-o fac sau nu, ar fi să-i scurtez, să o duc, bineînțeles, la croitor, nu să o scurtez eu, să-i duc să-i scurteze partea asta plisată, pentru că este mai lungă și nu știu de ce mă deranjează puțin, că nu este de aceeași lungime cu cealaltă jumătate. Și spuneți-mi și voi cum vi se pare. Dar aia este cu poate, nu sunt foarte decisă, dar către a renunța la curea sunt mai decisă. Așa. Apoi, urmează o piesă pe care n-am crezut niciodată în viața mea că o să o am în garderobă sau și că o să o cumpăr. Dar pentru că cineva a insistat atât de mult, s-a uitat la ea, am zis că este o piesă haioasă și am luat-o mai mult ca să o am pe aici, pe acasă, când ies. Pentru că eu nu am geci din alea pufoase. N-am, nu, am, că nu sunt genul. Dar pe aici, pe acasă, aș avea nevoie, că știți, nu tot timpul sunt super elegantă când sunt acasă, gen așa, nu sunt tot timpul pe tocuri și atunci aș avea nevoie de ceva mai sport, mai casual, ca să pun. În consecință, vine această chestie numită plapumă. Este un fel de plapumă, dar este o plapumă din asta de vară subțire. Este subțirică, este o geacă subțirică. Din fericire, nu este din aia bummer. Așa, și dacă vedeți voi, tiparul ei nu este cusut cum sunt gecile mult normal, ci are niște cercuri, niște rotunduri pe ea. Care rotunduri aici nu sunt pline cu plasticul ăsta care sunt cu umplutură, ci pur și simplu sunt lipite. Și mi s-a părut simpatică, e drept. Mă duce cu gândul la, știți, headboard-urile alea de la paturi, alea capitonate, cu gândul la alea mă duce, dar mi s-a părut simpatică așa asta și îmi place și culoarea. Culoarea îmi place că e drăguță. Iar pe aici, pe acasă, nu știu de purtat când port Adidas și când port chestii casual, cred că merge. Și plus că e puțin altfel, nu e chiar genul ăla clasic de geacă. Bun, apoi avem una aici, dar am de fapt două, o rochiță foarte simplă, o rochiță din asta de tricou pe care am luat-o pentru a o putea pe acasă, să știți, adică n-am luat-o cu scopul de a ieși pe afară, ci am luat-o pentru că sunt și în procesul de a-mi schimba garderoba de casă, hainele de casă. Am adus vorba de asta, apropo, paranteză, am adus vorba de asta într-un clip trecut, când vorbeam de haine și de mai multe chestii legate de garderobă și am văzut că există interes, dar spuneți-mi și în clipul ăsta dacă vă interesează să vorbim mai mult despre garderoba de casă, pentru că este un subiect care, na, având în vedere contextul, se retează și
Mi-au schimbat foarte mult ideile și impresiile legate de garderoba de casă. Și în consecință am luat această rochiță din aia de tip tricou și este chiar din materialul ăla de bumbac, este 100% bumbac și este de tip tricou. Am luat-o de pe Shinsai, deci am luat-o odată ca să am ceva de casă și în al doilea rând că am tot văzut că este popular mai nou Shinsai ăsta, nu știu Shinsai, Shinsai. Pe Instagram am văzut că toată lumea face haul-uri de la Shinsai și zic, ia să văd mă care e treaba cu Shinsai-ul ăsta. Este un fel de Pepco, dacă mă întrebați pe mine, un fel de Pepco materie de haine, adică nu prea văd eu să fie de o calitate deosebită, dar pentru ca să merg, adică sunt, pentru ca să sunt ok, cât nu or să se degradeze. Am purtat-o deja asta și o am și pe galben, pentru că am luat-o pe roz și pe galben. Nu mă întrebați de ce n-am luat-o pe albastru, că o aveau și pe albastru. Știu de ce n-am luat-o pe negru, dar n-am înțeles de ce n-am luat-o și pe albastru, pentru că au fost super ieftine, nu știu, 30-40 de lei, ceva de genul ăsta. Pe Shinsai cam astea sunt prețurile, sunt niște prețuri super accesibile. Și am luat-o mai mult pentru a sta acasă, mai ales că vine căldura și mi s-a părut confortabil, adică decât să stau în niște blugi care mă strâng sau în niște pantaloni, mai bine stau într-o rochiță din asta de casă, să zicem, sau o rochiță de vară, plus că e de bumbac, e respirabilă și am zis că numai bine, la banii ăștia ce poate să fie rău. Și v-am zis, am luat-o și pe galben dacă se usucă, că este, chiar acum este la spălat, că pe aia am purtat-o mai mult, în mod surprinzător am purtat-o mai mult pe aia galbenă, pentru că de cât de tare de des portocaliu, pe atât de tare îmi place galbenul și mai ales nuanța aia de galben și am pus-o la spălat. Dacă se usucă până fac proba la hainele astea, o să o vedeți, o să probez și pe aia, dar este identică, doar că pe galben. Așa, a treia de la Shinsai este tot așa, este oarecum similară cu aia, doar că are fermoarul ăsta aici și are un pic de guler așa în sus, dar tot așa foarte, foarte drăgălașă și vine foarte bine. Și m-am mai gândit la o chestie și anume că astea, genul ăsta de rochițe, merg foarte bine pe fizionomia mea, merg foarte bine cu niște tenis albi și m-am gândit eu așa la niște outfituri de casă sau outfituri relaxate cu tenis. Da, știu, eu aia sunt tot timpul pe tocuri, dar cu toate astea încercam și varianta cu tenis. Așa, și m-am zis că merg foarte bine și cu tenis, sunt niște rochițe foarte drăgălașe, așa că nu poate să strice. Tot așa prețul a fost mic. Și încă două piese similare. Știți când îmi place ceva, știți că eu cumpăr în toate culorile imposibile sau măcar două culori. Două piese similare de la Stradivarius de data asta. Sunt aceste două trenciuri de care nu duceam lipsă, care chiar nu erau necesare, așa, nu erau vitale să le am, dar mie mi s-a părut că sunt vitale pentru că nu le aveam pe bleu și nu le aveam pe roz. Am unul roșu și am unul beige clasic, dar nu le aveam în nuanțele astea de drăgălașe și sunt niște trenciuri foarte drăguțe. Sunt croiala aia clasică de trenci, dar sunt foarte frumoase și îmi plac mult nuanțele, că sunt așa pastelate, nu sunt foarte turbate și sunt foarte, foarte versatile. Chiar dacă nu sunt nuanța aia clasică de trenci, sunt foarte versatile. V-am mai zis de atâtea ori, trenciurile sunt niște piese de bază în garderobă, merg foarte bine și pe lângă asta sunt foarte versatile pentru că le puteți purta de primăvara până toamna, când se răcește mai tare. Deci pot fi purtate în prostie. Pe lângă asta le puteți purta la Adidas, la tenis, la sandale, la pantofi, la ce vreți voi, la cizme, la ce vreți voi. Și merg într-o grămadă de combinații. Adică, chiar dacă au croiala asta clasică, merg la foarte multe lucruri. Și nu ezitați când aveți ocazia să vă cumpărați trenciuri, pentru că sunt piese care rămân ca și paltoanele cu voi pentru mulți ani. Și să știți că astea de la Stradivarius sunt de o calitate foarte bună. Vorbesc de astea în croială clasică, că mai sunt unele care sunt acum mai moderne, că e un trend anul ăsta cu niște trenciuri din astea oversize. Alea sunt altă discuție, nu intrăm la capitolul ăla, dar astea care sunt în croiala clasică, credeți-mă că sunt de o calitate foarte bună. Celelalte două pe care le-am sunt tot de la Stradivarius și le-am purtat în grozitor de mult, mai ales pe la roșu. Știți, l-am purtat înfiorător de mult și
Și le-am dus la curățat, că nu le spăl la casă, le duc la curățătorie, le-am curățat de nenumărate ori și rezistă minunat, da? Și nu sunt foarte scumpe, adică e 160 de lei unul, în alte magazine luați cu 3-400 de lei exact aceeași chestie, aceeași calitate, aceeași croială, aceeași, doar că diferă brandul, știți? Exact același lucru cu 4-500 de lei. Și sunt foarte bune, când le prindeți în Stradivarius, luați-le că sunt foarte bune. Au perioade, am observat că au perioade, au ani în care aduc nuanțe din alea mai închise, de obicei toamna aduc nuanțe din alea mai închise, un vișiniu, verde închis și așa mai departe, și au ani în care aduc nuanțe din astea pastelate. O să mă vreau să-mi iau și unul vișiniu și unul bleu-marin, dacă se poate, și cred că sunt acoperită cu trenciurile. Chiar m-a întrebat domnul, și că dar nu ai deja? Zic, ba da, dar vreau în fiecare culoare posibilă, ca să știu eu că mă pot extinde cât de mult se poate cu trenciurile. Și ultima piesă pe care n-am cumpărat-o eu, dar am vrut să vă arăt în clipul ăsta pentru că este specială din două motive. Una, pentru că a venit de la cineva foarte drag și anume de la Eugenia. Și al doilea, conceptul. Îmi place foarte tare. Este o cămașă din asta de tip bluză pe care mi-a făcut-o Eugenia cadou de ziua mea. Dar este de la un brand românesc care face hainele handmade, 100% sunt handmade, 100% în România. Și brand românesc, again. Și în plus de asta, toate piesele lor sunt inspirate din costumele tradiționale. Pentru că dacă vă veți uita la gulerul acestei cămeși, veți vedea că are o broderie aici și de fapt toată banda asta este inspirată din costumele tradiționale. Practic iau elemente din costumele populare românești și le pun pe croieli moderne și pe țesături moderne și pe haine moderne, ceea ce mi se pare fabulos. Brandul se numește Iana, parcă, dacă nu mă înșel, cu doi de i. Vi las în descriere în orice caz. Și eu i-am găsit pe Instagram și mi s-a părut, de atunci mi s-a părut conceptul interesant și acum mi-a scris Eugenia, zice, uite, mă gândeam să-ți iau o bluză de la ei și mi s-a părut foarte, foarte drăguț din partea ei și pe lângă asta mi se pare și ideea în sine mi se pare foarte drăguță, dar de ce am oață pe aici? Așa. Este o cămașă, cum v-am zis, foarte drăgălașă și arată foarte bine, adică nu știu, mie îmi place și ideea asta, pentru că avem atât de multe elemente din astea tradiționale cu care ne putem juca, dar nu ne e frică pentru că ne gândim că sunt vechi, sunt bătrânicioase, sunt învechite, nu sunt cool, nu sunt moderne. E, asta este o idee de a te folosi de ceva din cultura ta și practic din tradiția ta într-un mod modern, ne-a pune într-o lumină modernă ceva din cultura ta, practic, din istoria ta. Și este foarte frumoasă cămașa asta și îmi place foarte mult și bineînțeles că merge în foarte multe combinații, mai ales că ea este mai bogată în partea de sus, are mânecile 3 sferturi și la mâneci la fel are niște broderii așa foarte drăgălașe și cu mâneca în V așa. Este foarte, foarte frumoasă și îmi place foarte mult. Pe lângă rochițelele mi-am luat și 4 șerci din astea pentru că sunt bune și oricând fac sport, de care n-am mai făcut de mult, ori când stau prin curte, știți că oricât îți mai protejează fața de soare și modelul pe care îl iau eu este golf sau polo? Nici nu mai știu. O să vă scriu pe aici, pe undeva. Cam așa. Pentru că care e diferența dintre modelele clasice de șapcă și astea este că partea asta de calotă este mai mare. Și practic, pentru că pățâna mea gigantică se așează, pe lângă faptul că se așează mai bine, o și scoate în evidență, dar lăsând asta la o parte, arată mai bine. Dacă iau șepcile alea clasice, îmi vin până undeva pe aici, așa, adică o treime din șapca asta ar trebui să dispară. Și nu-mi plac genul ăla de șepci, că parcă nu stau bine, parcă-mi iese capul din ele. Și eu merg tot timpul pe modelul ăsta de șepci. Știu că în liceu aveam foarte multe discuții cu fetele că astea sunt șepci de băieți, I don't care.
mie asta îmi plac și cu asta îmi stă bine și pe asta le pot. Da, și astea au venit tot așa la un preț din ăsta ridicol, nici nu mai știu cât am dat pe ele, v-am zis, am luat 4 ca să am în toate culorile posibile. Și ce-am mai luat a fost o pereche de tenis albi, pentru că am vrut niște tenis albi care să nu aibă talpa aia groasă. Deci nu mai pot cu trendul ăsta cretin cu tenis aia cu talpa groasă. Nu-i suport, nu vreau. Vroiam niște tenis cât mai simpli cu putință, cât mai albi și mai simpli cu putință, cât mai invizibil, dacă vreți. Și am găsit la New Yorker, tot așa, la un preț din ăsta ridicol, de vreo 30 de lei parcă sau ceva de genul ăsta, parcă erau reduși, nu mai știu. Da, 30 de lei am dat pe ei și am luat pe ăștia pentru că inițial pusesem ochii pe unii de la Puma. Am găsit unii de la Puma care sunt identici cu ăștia, doar că scrie Puma pe ei. Doar că nu iau pe cei cu albi complet. Vreau să fie alb complet, adică nu vreau să aibă dunga aia neagră de Puma și să scrie Puma pe ei cu negru. Și pe aia nu i-aveau pe stoc. Nu i-am găsit pe stoc și am mai văzut unii după aia la Lacoste. Și mi-am zis în felul următor. Dacă acum, în lunile viitoare, mă văd că-i port și chiar îmi place ideea de a purta mai des combinația asta de rochițe din astea cu tenis, atunci am să iau pe cei de la Lacoste sau pe cei de la Puma, vedem, care o să-mi surâdă mai tare. Dar dacă nu mă văd că-i port, n-are sens să dau câteva sute de lei și să stea acolo, știți? Vă aduceți aminte de ROI-ul ăla despre care vorbeam. Da, așa sunt, foarte simpli, foarte banali, foarte basic, dar mie îmi plac. Asta vroiam, asta îmi doream de la un tenis. Așa, cam asta îmi doream de la ei. Și da, astăzi în fise, ăsta e tot haul-ul meu. Nu foarte mare, am zis, încerc să mă abțin de la tot cumpăra constant haine, mai ales că am făcut curățenie acum și fonier, dar da, am găsit niște piese foarte drăguțe, de care sunt foarte încântată. Spuneți-mi și voi în comentarii care au fost piesele voastre preferate, care v-au plăcut cel mai mult dintre toate și eventual ce să fac cu asta, să o scurtez, să scot cureaua, spuneți-mi, lăsați-mi acolo că mă interesează. Și cam asta a fost, nu uitați să dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut și dacă mai vreți să mai fac și alte haul-uri pe viitor, deși v-am zis că încerc să mă abțin de la mai cumpăra constant așa, cred că ultimul haul l-am făcut acum un an de zile, dacă nu mai bine. Nu uitați să vă abonați, că este super important să vă abonați și să apăsați acolo pe clonțopel. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!